În urmă cu 50 de ani, la șantierul naval din Galați a avut loc o sesiune de comunicări tehnico-științifice în probleme de construcții navale, organizată de Comitetul Sindicatului și conducerea șantierului. Dintre temele prezentate, amintim studiu asupra posibilităților de reducere a ciclului de fabricație a navelor, căi și metode de reducere a consumului de metale, studiu privind perfecționarea instalațiilor electrice de pe nave, metode moderne de centrare a liniilor de axe ale navelor. Referatele au fost susținute de cadrele tehnice din șantiere. În urmă cu 50 de ani au plecat spre tabăra de pionieri și școlari de la Năvodari 200 de copii din regiunea Galați. Litoralul le-a fost gazdă timp de 14 zile, până pe 9 iulie. Împreună cu ei au plecat și 20 de cadre didactice, printre care doi profesori de educație fizică și unul de muzică pentru a organiza jocurile și cântecele de tabără. Mulți dintre cei 200 de elevi făceau prima dată cunoștință cu plaja și au primit botezul mării. Prin folosirea metodelor moderne de creștere și furajare a animalelor, asigurarea unor cantități sporite de nutrețuri, cooperativele agricole din regiunea Galați au reușit să îndeplinească cu 10 zile înainte de termen planul pe primul semestru al livrărilor de carne de porc și carne taurine. Realizările înainte de termen a obligațiilor contractuale semestriale se datora în cea mai mare parte măsurilor tehnice și organizatorice aplicate în fermele de animale, reducerii pierderilor, creșterii nivelului de pregătire profesional a lucrătorilor din sectorul zootehnic, care au avut ca rezultat îndeplinirea ritmică a sporurilor medii zilnice de creștere în greutatea a taurinelor și porcinelor din îngrășătorii. Beneficiarul a primit până la data de 20 iunie 1967 din cooperativele agricole de producție peste 4.000 de tone de carne taurine și aproape 4.000 de tone de carne de porc, adică cu 30.000 de kilograme, respectiv 210.000 de kilograme mai mult decât se prevăzuse în planul semestrial de livrare.